Hello, ce faceți? Sper că v-ați întors din concediu, relaxați, bronzați, sper că ați avut parte de o vacanță absolut magnifică. Ce credeți? De data aceasta v-am pregătit o surpriză made in Romania. Vom folosi niște flori absolut superbe. Astăzi am primit de la Look Flori niște germini absolut superbi, niște culori magnifice și o să pregătim un suport superbisim, o să vedeți. Foarte, foarte, foarte frumos. Mulțumesc Look Flori pentru aceste flori minunate. Instrumentul meu preferat din atelier, bormașina. Astăzi avem nevoie de un pic de îndemânare, da? Dar vă promit că dacă aveți răbdare o să vă iasă un aranjament superbisim. Da? Am luat o scândură, am găurit așa ca pe un cașcaval. Da, e foarte, foarte simplu, nimic complicat. Da? Și după ce umblem toate scândura asta de găurele mai mici și mai mari, atenție, o să folosim așa, niște tub de plastic, nu știu ce asta, niște furtun, l-am găsit prin atelier. Toată rola asta și am găsit acum o întrebuințare bună. Și niște brubete, luați diametrele la astea două și umpleți toată bucata asta de scândură cu găuri pe mărimea tubului ăsta de plastic și pe mărimea eprubetelor. Bun, după ce am umplut scândura, punem aceste tuburi de plastic în găuri și după ce am umplut toată scândura cu tuburi de plastic, le vopsim puțin albe, să arate un pic mai frumos. Da? E simplu și ia uite ce minunăție de suport! Ia uite-o pe Happy, vine și aici. Oh, haide, ne ajuți, Happy, să facem un aranjamentel? Hopa, ușor, ușor, să nu dărâmăm ceva. Vă salută și Happy influencerița. Fă cu lăbuța la oameni. Fetele astea două mă ajută mereu, de așa ceva n-am văzut. Bun, am pregătit acest suport minunat. Sezonul trecut v-am arătat cum să faceți aceste picioare, mai țineți minte. Da, este suficient să vă uitați pe canalul meu de YouTube la Do You Flower și să vedeți cum se face această țesătură frumoasă doar din sârmă, nu e nimic complicat. Și astea sunt picioarele suportului nostru pe care le-am vopsit împreună cu tuburile acestea în alb. Și acum n-avem decât să umplem găurile mari cu eprubete de sticlă. O parte le-am pus deja și acum umplem pur și simplu toate eprubetele acestea cu apă. Țineți minte ce v-am spus, este foarte important când folosim eprubete să verificăm în fiecare zi dacă este suficientă apă în eprubete. După ce am umplut toate eprubetele, o să vă arăt un alt secret de al florișilor. Nu-i chiar secret, că v-am mai zis de el și în alte videoclipuri. O să folosim un pic de quick dip, adică o soluție în care muiem florile. Nu va face ca florile să țină un an de zile. Toată lumea crede că avem noi soluții magice, dar într-adevăr va ajuta la hidratarea florilor. Poate să prelungească viața florilor cu o zi, două, fără niciun fel de problemă. Mulțumesc floro.ro pentru quick dip, pentru finish-ul pe care îl folosim și pentru multe alte elemente pe care floriștii le folosesc, cum ar fi, de exemplu, eprubetele. Și acum, magnificul praf de stele. Ia uite cum se ia floarea, se bagă aici și gata. Asta e tot ceea ce am avut de făcut. Este destul de simplu. Și ia să vedem cum realizăm acum un aranjament frumos tare de tot cu germini.
Și iată cum o floare simplă, dar foarte frumoasă, a ajuns să transforme tot acest aranjament într-unul superbisim. Bineînțeles, nici nu se putea altfel. Mulțumesc, Luc Florii, pentru aceste gherminii absolut superbe. Culorile astea sunt minunate și, după cum vedeți, fără prea mult stres, doar cu puțin îndemânare și creativitate, reușește să faci aranjamente frumoase chiar și din flori simple. Cam asta a fost tot. Mă bucur nespus că am avut ocazia să lucrez cu flori produse în România. Vă doresc să aveți o săptămână fantastică și să vă bucurați de flori minunate, colorate și nu uitați să vă cumpărați flori de oricât de multe ori puteți, să vă faceți o bucurie frumoasă. Vă pup! Pa! Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube neapărat, bineînțeles, că altfel când ajung celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Ce? Iar am pareză? Păi da! Am zâmbetul la de cameră. Când simt camera aici pe ceafă deja? Cameră? Da. Știi, ca la reclamele le-am într-o poziție total nefirească, așa. Nu, că floriștii români nu plătesc zgârciți, crede-mă că îi cunosc.